Ce înseamnă pentru tine să fii numit erou în cadrul campaniei You Protect? Lucrez la WWF din 2006 și din 2011 sunt coordonator programe forestiere. De peste 10 ani de zile derulăm proiecte la nivel local, național, regional, prin care încercăm să promovăm un management forestier responsabil. Nu mă consider personal un erou. Deviza noastră la WWF este împreună este posibil. Cuvântul ăsta împreună ar trebui să capete mai mult sens, mai multă consistență în România de astăzi. Iată de ce, ca mod de funcționare, încercăm să înțelegem care sunt cauzele problemelor la nivel local, împreună cu factorii interesați să dezvoltăm cele mai bune soluții, pentru ca mai apoi să convingem de relevanța acestor soluții factorii decidenți și, în final, atunci când au ajuns în legislație, în mod ideal, să ne asigurăm că sunt implementate în mod corespunzător. Încălzirea globală este un subiect intensificat în ultima vreme la nivel mondial. Cum afectează pădurile? Încălzirile globală sau nu, certe sunt schimbările climatice. Asta este un fapt pe care nu mai contestă nimeni. Pădurile asigură servicii ecosistemice fundamentale pentru societate. Produc oxigen, sechestrează dioxid de carbon, creează un microclimat favorabil culturilor agricole, influențează regimul pluvial, regularizează regimul hidrologic, previn inundațiile. Iată de ce și Uniunea Europeană și-a propus ca strategie să descurajeze aceste defrișări. Dezvoltarea acestor criterii de sustenabilitate pentru utilizarea biomasei din silvicultură în producția de energie electrică este o prioritate, atât pentru WWF în România, cât și o direcție de acțiune în ce privește activitatea Uniunii Europene. Scăderea presiunii asupra pădurilor este extrem de importantă. În România avem 50%, mai bine de 50% din păduri nu mai aparțin statului, sunt retrocedate. Ori, în momentul de față, nu avem mecanisme de compensare a proprietarilor cărora le sunt impuse restricții. Iată de ce trebuie să facilităm investiții de afaceri verzi în ariile protejate. O altă pârghie pentru reducerea presiunii asupra pădurilor este valorificarea superioară a lemnului. Alchimia transformării lemnului în aur verde stă tocmai prin facilitarea daosului valorii adăugate printr-o prelucrare superioară a lemnului. Astăzi, nici 10% din produsele din lemn care ies din pădure nu sunt utilizate printr-o valorificare superioară și mai ales locală. Care sunt factorii cei mai poluanți pentru păduri? În România, dată fiind gradul redus de industrializare, nu putem să vorbim de un risc semnificativ vis-a-vis de poluare și influența asupra pădurii. Au existat în trecut centre de prelucrare a metalelor care erau foarte poluatoare în jurul, de exemplu, Băii Mari sau Copșa Mică. Însă astăzi industria poluatoare nu are un impact semnificativ. Astăzi, în contextul schimbărilor climatice, înțelegem poate mai bine decât oricând nevoia de pădure. La nivel național nu avem foarte multe păduri. 7 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 29% din suprafața țării, comparativ cu media europeană de 32%. Trebuie să modificăm cadrul legislativ și mai ales să utilizăm fondurile europene prin politica agricolă comună, să încercăm să nu stimulăm defrișarea. Au fost schimbări drastice în ceea ce privește pădurile? Schimbări au fost, n-aș putea să spun drastice, în ultimii 30 de ani. Uite, spre exemplu, combaterea teriilor ilegale. Cu siguranță s-au făcut progrese. Aplicarea regulamentului european privind comerțul cu lemn și instituirea sistemului integrat electronic de trasabilitate a lemnului Sumal, inspectorul pădurii. Deci creșterea transparenței și-a demonstrat eficiența, dar și limitele.
deși s-au făcut progrese, mai sunt multe de făcut. Practic, dacă nu vom schimba pe ansamblu întreg sistemul de control și de combatere a tăierilor ilegale, nu vom scăpa de controversa tăierilor ilegale. Trebuie să trecem de la paza arborilor în pădure și controlul cioatelor, trebuie să trecem la controlul ieșirilor. Forța oricărui cadru legislativ este dată de puterea de a verifica și de a sancționa. O trebuie să înțelegem că sistemul de astăzi, da, vânzarea lemnului în pădure, nu oferă probe concludente în instanță. Se bazează pe amprenta unei mărci, unui ciocan cu o anumită amprentă pe rădăcina arborelui. Uite marca. Da? Pe asta se bazează sistemul de control. Pe stejar rămâne ani de zile. Pe rășinoase și pe fac se degradează foarte repede. Ce volum a avut acest lemn? Nimeni nu mai poate să determine. Nu putem să vedem dacă ne-am încadrat în ceea ce am vândut, ca volum și ca sortiment, acum. Iată de ce controlul trebuie făcut la ieșirea din pădure. Atunci când intră în piață. Am cerut date de la autoritate și mai puțin de 1% din transporturi sunt verificate. Mai puțin de 1%, adică tu ca operator economic știi că ești verificat o dată din 100 de transporturi, atunci când ești prins, ți se confiscă doar lemnul care l-ai în plus și primești o sancțiune modică, între 1.000 și 5.000 de lei. Adică ești câștigător 100%. Și uite așa, mai și dispar pădurile României. Cum putem lupta fiecare dintre noi pentru a proteja pădurile? Dacă discutăm de cadrul legislativ, trebuie să cere mai multă transparență. Ca să poți să te implici, trebuie să existe cadru de implicare. Silvicultura românească a avut în medie, da, speranța de viață a unui ministru, un secretar de stat, este mai puțin de un an. Ori putem discuta, da, în lipsa unei viziuni, putem discuta de o amnezie instituțională. Fiecare vine cu propria listă de priorități, fiecare vine cu propria viziune și astfel am ajuns să avem un cadru legislativ creat din petece. Pe partea de mecanisme voluntare, certificarea pădurilor, certificarea managementului forestier, ca instrument de promovare a unui management forestier responsabil, acționează ca o platformă de dialog. Astăzi, în România, avem aproape 2,6 milioane hectare de păduri certificate, aproape 40% din suprafața țării. Calea este implicare proactivă, constructivă, da? Și, în ultima instanță, certificarea are un proces transparent de sesizări și reclamații la care nu trebuie să ezităm și să apelăm. Dacă discutăm de combaterea tăierilor ilegale și de rolul implicării societății, datele pe care le avem de la autoritatea competentă pentru silvicultură ne arată că peste 1 milion de accesări s-au făcut în platforma Inspectorul Pădurii. Asta înseamnă că undeva la 34% din transporturile de lemn au fost monitorizate. Asta a contribuit în mod semnificativ la combaterea acestui fenomen. Ce campanie a avut mai importante a avut Comisia Europeană și dacă te-a marcat vreo campanie anume, vreun proiect? Cea mai relevantă ar fi implementarea adecvată a regulamentului european privind comerțul cu lemn, prin care se instituie operatorilor obligația unui sistem de prevenție, due diligence, astfel încât fiecare operator trebuie să-și facă o evaluare a riscurilor de a introduce pe piață lemn ilegal. În sensul ăsta, împreună cu autoritatea competentă, am dezvoltat la acea vreme, era 2014, o hartă a prevalenței tăierilor ilegale. Această hartă, după intrarea în vigoare a sistemului boot tracking, da, noul sistem de monitorizare a trasabilității lemnului, această hartă ar trebui actualizată permanent. Așa o spune și legea. Ori din 2014 și până în prezent,
Asta nu s-a mai făcut. Ce ai vrea să schimbi în România, la nivel de păduri? Ai vreun plan pentru a face asta? Da, avem mai multe. Și planuri, și proiecte în derulare, și planul de viitor. Să sintetizez, poate în primul rând ar fi să susținem dezvoltarea unei viziuni vis-a-vis de politica forestieră națională. Vrem să finalizăm identificarea pădurilor virgine și quasi-virgine, să completăm acest catalog național. Avem proiecte vis-a-vis de adaptarea practicilor forestiere pentru a maximiza stabilitatea ecosistemelor forestiere, mai ales în perspectiva schimbărilor climatice. Și nu în ultimul rând ar fi această modificare a strategiei de control în ce privește teriile ilegale. Suntem departe de a fi finalizat acest proces și vrem să trecem de la controlul și paza arborilor în pădure, controlul cioaterilor marcate sau nemarcate și paza arborilor în pădure, la controlul ieșirilor.